Prefectul județului Suceava, Mirela Domnică, a declarat că instituția prefectului este în grafic cu pregătirea alegerilor locale parțiale din 11 iunie. Prima ședință a Comitetului Tehnic de Organizare a Alegerilor a avut loc și au fost trasate sarcini către instituțiile de ordine care se ocupă de gestionarea procesului electoral. Începând cu data de 7 mai, am intrat în graficul organizării alegerilor parțiale locale în județul Suceava și de altfel la nivel național. În județul Suceava avem cele două unități administrativ-teritoriale, Iacobeni și Siminicea, pentru care s-au stabilit deja locațiile, câte trei secții de votare pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Ieri au fost emise trei ordine de prefect, prin care s-a constituit în primul rând Comisia Tehnică Județeană pentru monitorizarea organizării alegerilor parțiale locale în Siminicea și Iacobeni. Prin al doilea ordin de prefect am constituit grupul tehnic care susține activitatea comisiei și apoi am centralizat desemnarea personalului auxiliar care asigură suportul tehnic pentru activitatea de monitorizare a organizării alegerilor parțiale în județul Suceava. Astăzi a avut loc prima ședință a Comisiei Tehnice Județene, prin care am stabilit atribuțiile fiecărei instituții reprezentate în această Comisie Tehnică Județeană. De asemenea, instituția prefectului va gestiona și pregătirea materialelor necesare în ziua votului și distribuirea acestora către secțiile de votare. Ceea ce trebuie să urmărim este ca fiecare instituție implicată să-și îndeplinească atribuțiile. Astăzi a avut loc tragerea la sorți, ca atare urmează să se constituie și biroul electoral județean. STS-ul a început deja să pregătească din perspectiva atribuțiilor lor tot ceea ce presupune conexiunile și suportul tehnic pentru organizarea și desfășurarea zilei alegerilor. Inspectoratul de poliție județean, inspectoratul de jandarm județean deja și-au luat în vedere organizarea și cooperarea pentru asigurarea ordinii în perioada de campanie, în ziua votului, însoțirea transportului buletinilor de vot care trebuie să fie tipărite până în data de 6 iunie. Din perspectiva instituției prefectului, noi ne vom ocupa de ceea ce presupune procedura de achiziție, tipărirea buletinilor de vot, tot ce înseamnă materiale destinate pentru ziua votului. Ele vor fi depozitate în condiții de siguranță la nivelul prefecturii și abia în preziua votului, pe data de 10 iunie, vor fi încredințate către președinții secțiilor de votare, astfel încât ceea ce presupune responsabilitatea securității să rămână sacina prefecturii.